Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Ne aflăm în cadrul Universității Constantin Brâncuș din municipiul Târgu Jiu. Realizăm astăzi un interviu cu doamna decanul Mința Popescu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați revenit la Facultatea de Inginerie! Am vrea să începem discuția de astăzi cu ceea ce a apărut în presă. Să ne spuneți cât de adevărate sunt informațiile de astăzi. Care urma să deveniți rector sau cum este? Nu. Sau parțial sunt adevărate informațiile din presă. Eu sunt decanul Facultății de Inginerie, nu sunt rectorul Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. În urma demisiei domnului rector Moise Bojincă, Senatul, întrunit în ședința de vineri, a hotărât să înainteze propunerea acestuia, solicitarea acestuia de demisie și toate actele, documentele specifice Ministerului Educației Naționale în vederea emiterii ordinului de eliberare și, de asemenea, Senatul a hotărât prin vot secret ca eu să fiu desemnată pentru a asigura interimatul funcției de rector până la desemnarea unui alt rector prin alegeri. Deci nu sunt rector, am fost doar desemnată să asigur interimatul funcției de rector. Rectorul nu poate fi într-o universitate numit prin ordin de ministru decât în urma unui proces de alegeri sau în urma unui concurs conform Legii Educației Naționale numărul 1 din 2011. Deci, în acest moment, rector al universității. În acest moment, rector al universității este domnul profesor Moise Bojincă. Dânsul își exercită toate prerogativele funcției de rector consfințite prin lege. După aceea ar urma să deveniți rector interimar și apoi alegeri. După aceea, dacă ministerul aprobă propunerea făcută de Senatul Universității, ar urma să devin rector interimar, mie revenindu-mi sarcina de a administra treburile universității până la numirea unui alt rector în urma alegerilor. Deci urmează alegeri și după aceea comunitatea academică din Târgu Jiu va decide care va fi următorul rector pentru restul de mandat de un an și jumătate. Am înțeles. La ultima ședință, la ultimul consiliu, ce s-a discutat, dacă ne puteți spune o parte dintre problemele principale care s-au dezbătut? Este și o perioadă de foc, acum începe un nou an universitar. V-aș putea spune ce am discutat noi în Consiliul Facultății de Inginerie. Este dreptul și obligația mea să fac publice informații legate despre Facultatea de Inginerie. Fiind o perioadă de pregătire a începerii noului an universitar, sunt aspecte specifice legate de întocmirea statelor de funcții, de personal didactic. Sunt aspecte specifice legate de planificările activităților didactice, activităților directe cu studenții, cum le numim noi și studenții și le cunoaște și dumneavoastră, sub denumirea de orare, deci s-au discutat și aceste aspecte, s-au discutat și atribuirea orelor din posturile vacante către cadre didactice asociate din exterior, cadre didactice care vin cu o expertiză din domeniul practic, specific disciplinelor pe care urmează să le predea în universitatea noastră. S-au discutat formațiunile de studiu și cea mai importantă chestiune pe care o dezbatem de vreo lună de zile este bugetul de venituri și cheltuieli al facultății, pentru că managementul financiar al universității presupune și operarea prin management financiar la nivelul facultăților. Fiecare facultate din universitate are un buget de venituri și cheltuieli pe care și-l constituie la fiecare început de an universitar și îl actualizează la începutul anului calendaristic. Și în funcție de numărul de studenți bugetați, respectiv de studenți cu taxă, fiecare facultate își realizează bugetul de venituri și cheltuieli. Este o sarcină dificilă, însă, cel puțin la nivelul Facultății de Inginerie, bugetul de venituri și cheltuieli este în echilibru. Adică nu avem cheltuieli în acest moment mai mari decât veniturile. Am înțeles. Care sunt noutățile pentru acest an universitar, pentru facultatea pe care o conduceți? Cel mai important lucru pentru studenții Facultății de Inginerie, aș spune că sunt laboratoarele pe care le-am amenajat, modernizat și le vom pune la dispoziția studenților în locația din strada Lotrului, unde am derulat, începând cu decembrie 2012, un proiect de infrastructură de cercetare, prin care am dezvoltat noi laboratoare de cercetare sau am modernizat altele deja existente. Este un proiect de infrastructură cu care noi ne mândrim, pentru că a schimbat total fața acestor laboratoare pe care le aveam în această locație. A schimbat total pentru că, începând cu reparații, continuând cu mobilier specific de laborator, care întrunește toate standardele europene specifice laboratoarelor, cu specific de inginerie electrică, inginerie chimică sau cu specific de mediu,
deci la mobilier de laborator dotat la standarde europene și continuând cu aparatură de cercetare de înaltă performanță pe anumite laboratoare. Chiar avem, zic eu, echipamente pe care în zonă nu le are nicio universitate și niciun centru de cercetare. Sunt echipamente specifice cu care noi așteptăm atât studenții de la licență, cât și masteranzii și, de ce nu, sperăm să atragem tineri către activitatea de cercetare în cadrul acestui centru, sperăm să atragem specialiști din mediul industrial care să vină și împreună cu noi să găsească soluții la probleme reale cu care se confruntă mediul industrial. Se poate face cercetare în condiții foarte bune, din câte știu, în laboratoarele pe care le-ați modernizat. Chiar am filmat la începutul lunii iunie. Ați filmat la începutul lunii iunie și eu vă invit să filmăm, să mai realizăm o emisiune, dacă sunteți de acord, către finalul lunii noiembrie, când vom avea aproape toată aparatura achiziționată, instalată și pusă în funcțiune în cadrul acestor laboratoare și poate sperăm noi ca până în decembrie, când trebuie finalizat acest proiect, să avem și montate pe acoperișul clădirii panourile fotovoltaice și cele solare, care vor asigura atât energia electrică cât și agentul termic, apa caldă, cel puțin pentru necesarul acestei clădiri. Cercetarea este partea cea mai interesantă, dar și totuși cea mai grea din cadrul facultății. Am fost și am văzut niște produse. Ați văzut niște produse și săptămâna aceasta, dacă mergem să filmăm acum în campusul nostru universitar din Debarcader, am vedea, și chiar putem să facem acest lucru, am vedea că se realizează în acest moment, cu produsele pe care noi le-am obținut, un zid demonstrativ și o alee demonstrativă, pentru că în cadrul proiectului Noi materiale de construcții obținute prin reciclarea ecosustenabilă a deșeurilor din industrie, și vorbim aici de 3 deșeuri țintă vizate de acest proiect: cenușa de termocentrală luată din depozitul de cenușă din Valea Ceplea, aparținând filialei Electrocentrale Turceni, șlam de foraj luat de la niște sonde din Argeș pentru materialele noastre și zgură metalurgică. Din aceste 3 deșeuri am obținut aproximativ 30 de tone de materiale de construcții, fie că vorbim aici de diverse tipuri de cărămizi, materiale refractare sau vorbim de pavele, borduri. Am realizat aproape 30 de tone de materiale care vor fi puse în operă și în acest moment la asta lucrăm, să realizăm un zid demonstrativ și o alee demonstrativă cu aceste materiale obținute în cadrul proiectului. Tot în cadrul acestui proiect este un proiect de aproape 1 milion de euro, cofinanțat prin instrumentul financiar LIFE al Comisiei Europene, în care am avut ca parteneri și avem ca parteneri Complexul Energetic Oltenia, filiala Electrocentrale Turceni și Agenția de Protecție a Mediului Gorj. Tot în cadrul acestui proiect, spuneam, au fost transmise către OSIM 2 brevete de invenție, 2 propuneri de brevete de invenție care au fost aprobate și urmează a fi transmise către noi brevetele, dar aici sunt termene legale, mai durează de aproape 2 ani, deci în maxim 2 ani vor veni și aceste brevete, dar cererile au fost depuse și aprobate. Încercați în această perioadă să mai atrageți și alte fonduri, să mai câștigați și alte proiecte? Da, în perioada pe care am parcurs-o de la ultima noastră întâlnire, noi am mai încărcat un proiect tot de valorificare superioară a cenușii de termocentrală pe fondul de cercetare de cărbune și oțel, tot al Comisiei Europene. Aici a fost un proiect cu un parteneriat internațional. Suntem într-un parteneriat cu 9 parteneri, 4 sunt din România, printre care Politehnica București, CET Govora și SC Reparom SA. Este o firmă din Brașov de materiale de construcții, care produce materiale de construcții, sub coordonarea unui partener din Italia, un centru național de cercetare din Italia, în care de asemenea încercăm, sau prin care încercăm, să dăm noi utilizări acestui deșeu, cenușa de termocentrală, care ridică probleme de mediu, zicem noi, considerabile. Și în prezent lucrăm la o altă propunere de proiect și am văzut că și Complexul Energetic Oltenia are deschidere pentru această propunere, care a plecat din universitatea noastră, din Facultatea de Inginerie, acum 2 ani. Este un proiect de valorificare prin coardere cu cărbune a biomasei de Miscanthus giganteus, sau cum se cunoaște în limbajul popular, stuful chinezesc.
Propunerea a plecat de la noi, de la Facultatea de Inginerie. Am văzut că și Complexul Energetic Oltenia are deschidere către această propunere a noastră, însă în acest moment avem ca partener pentru acest nou proiect pe care dorim să-l punem tot pe instrumentul financiar LIFE al Comisiei Europene, vom avea ca parteneri CET Govora, care va pune la dispoziție terenurile pentru a testa diferite plante energetice pe terenurile lor. Vom avea ca partener Institutul de Cercetări Pedologice și Agrochimice de la București și APM Gorj, poate și Agenția de Protecție a Mediului Vâlcea va intra în acest consorțiu. Proiect prin care noi ne propunem mai multe obiective. Unul ar fi acela de a obține această biomasă de Miscanthus giganteus și de a încerca să o ardem împreună cu cărbunele în instalațiile mari de ardere, deci în cazanele de la CET Govora. Și un al doilea obiectiv, iarăși o țintă de mediu de această dată, ar fi aceea de a reconstrui ecologic soluri degradate de activitățile din industria mine-energie. Am înțeles. Vorbeați puțin mai devreme despre campusul școlar. Locuri suficiente în cămin anul acesta pentru studenți? Întotdeauna Universitatea Constantin Brâncuș a pus la dispoziția studenților, solicitanților de locuri de cazare, atâtea locuri de cât au fost nevoie. Niciodată nu am avut un deficit de cazare din acest punct de vedere. Avem spații de cazare atât în campusul din Debarcader, cât și la liceul numărul 2 și sunt locuri suficiente pentru toți studenții solicitanți. Taxele s-au modificat, au crescut anul acesta? Nu am modificat taxele, cam de un an și ceva, nu am modificat taxele, chiar prin hotărâre de senat s-a stabilit că taxele de școlarizare nu se modifică decât în limita devalorizării leului. Veniți cu locuri bugetate, ceva reduceri pentru soț-soție sau pentru... În continuare Universitatea alocă foarte multe locuri bugetate, dar în același timp Universitatea are facilități pentru studenții care urmează două specializări în același timp. Dacă sunt două specializări cu taxă, de la una va avea reducere 25%. Dacă frați în aceeași universitate, universitatea poate să ia în discuție reducerea taxei la unul dintre frați sau poate chiar la amândoi. Sunt foarte multe facilități care se acordă studenților, în special acelor care urmează în regim cu taxă, și sunt foarte multe burse pe care universitatea le alocă studenților, fie că sunt în regim bugetat sau sunt în regim cu taxă. Care sunt secțiile care au fost cele mai solicitate anul acesta, unde s-a câștigat cel mai mult? Dacă este să vorbim la nivel de universitate, cele mai solicitate au fost din domeniul medical, probabil că mirajul mobilității forței de muncă spre Occident a ajuns până și la noi. Deci la nivel de universitate cele mai solicitate au fost cele din domeniul medical, asistență medicală, kinetoterapie, dar chiar și educație fizică și sport, dar tot la nivel de universitate, foarte, foarte atractiv s-a dovedit a fi programul de studii care pregătește profesori sau educatori sau învățători, pedagogia învățământului preșcolar, se numește programul de studii, care de asemenea a cunoscut o mare atractivitate. Dacă este ne referim la nivelul Facultății de Inginerie, în continuare cea mai atractivă specializare rămâne automatică și informatică aplicată. Pe locul 2 au fost cele două specializări din domeniul inginerie energetică, după aceea tehnologia construcțiilor de mașini din domeniul inginerie industrială. Totuși, n-aș putea spune că la nivelul Facultății de Inginerie a fost o admitere foarte, foarte bună, ca dovadă că tot candidații se orientează către domenii care nu sunt așa de dificile cum este ingineria. Ingineria rămâne totuși o facultate grea, rămâne totuși o facultate cu discipline dificile, care au la bază multă matematică, multă fizică. Ingineria este o facultate în care prezența la laboratoare nu este opțională sau facultativă, ci este obligatorie, în care recuperarea acestor laboratoare se face într-un regim special. Poate și de aceea ingineria este mai puțin căutată decât alte specializări și în condițiile în care mediul socioeconomic, mediul industrial din Gorj dă semne de slăbiciune, atunci se resimte și în rândul Facultății de Inginerie.
Pentru că noi suntem dependenți de ceea ce se întâmplă în comunitatea locală, în mediul socioeconomic, în mediul industrial, întrucât orice candidat care vine în admitere se gândește, fac o facultate, dar important este ce fac după aceea cu diploma pe care o obțin. Deci, foarte mult se orientează către facultate și din perspectiva, sau în primul rând din perspectiva găsirii unui loc de muncă. Și atunci revin și spun, dacă mediul socioeconomic și industrial are probleme, e în continuă restructurare sau se diminuează locurile ce pot fi ocupate de absolvenții noștri, sigur că mulți candidați optează pentru orașe mari în care zic, mă duc, obțin o diplomă și poate rămân acolo și îmi găsești un loc de muncă. Da, și îmi găsești un loc de muncă. Deci suntem dependenți. Noi ar trebui și trebuie să colaborăm foarte bine și să avem o legătură foarte strânsă cu mediul socioeconomic, pentru că ne stimulăm reciproc. Noi stimulăm mediul economic și mediul economic trebuie să ne stimuleze pe noi. În alți ani, din câte știu, făceați sondaje, se făceau cercetări ca să se vadă care sunt locurile de muncă cele mai căutate. Care... Și anul acesta avem un proiect, eu l-am propus universității, un proiect prin care, un proiect de asta dată de cercetare sociologică, pe care sper să-l implementeze colegii mei de la Facultatea de Relații Internaționale, Drept și Științe Administrative, pentru că ei au programul de studii, administrează programul de studii sociologie. Este un proiect prin care dorim să aflăm care este starea tinerilor din mediul preuniversitar. Ce își doresc tinerii din mediul preuniversitar, care sunt aspirațiile lor, care sunt așteptările lor, nu numai de la mediul universitar, ci și de la societate în general. Pentru că doar având în vedere piața forței de muncă, nu ne vom putea fundamenta foarte bine oferta educațională, pentru că, să fim realiști, nu există chiar o piață a forței de muncă, piață care să funcționeze după niște reguli bine stabilite. Și atunci ar trebui să știm și cam cum gândesc tinerii din mediul preuniversitar. Pentru noi este foarte important acest lucru și probabil că la o emisiune viitoare vom discuta despre valorificarea acestui proiect pe care noi vrem să-l punem în operă în perioada imediat următoare. E foarte important să vedem, să ne adaptăm la oferta educațională în funcție de aspirațiile și de așteptările tinerilor din liceu. Am înțeles, o bibliotecă au studenții la dispoziție? Studenții au mai multe biblioteci la dispoziție. Studenții de la Facultatea de Inginerie au la dispoziție atât Biblioteca Facultății de Inginerie, cât și Biblioteca Universitară. Biblioteca Universitară, sigur, care este deschisă atât pentru studenții de la toate facultățile, cât și pentru cadrele didactice. Și la nivelul fiecărei facultăți este organizată bibliotecă proprie cu carte specifică domeniilor pe care le gestionează facultatea respectivă. Ce altceva v-ați propus să mai faceți în perioada următoare, până la sfârșitul anului, în ceea ce privește universitatea, facultatea pe care o conduceți? Până la sfârșitul... Ați schimbat și mobilierul, laboratoare noi, ne-ați spus, grație proiectelor... Da, mai sunt în universitate, mai sunt proiecte și în Facultatea de Inginerie și în universitate se derulează în prezent 11 proiecte din programul operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, pe scurt POSDRU. Deci în cadrul acestui program universitatea a câștigat 11 proiecte în care fie este beneficiar, fie este partener alături de alte universități în consorții naționale și prin aceste proiecte fie se asigură practică de bună calitate studenților din universitate, fie se realizează dotări în anumite laboratoare specifice implementării proiectului respectiv. Este o activitate foarte, foarte efervescentă. În afară de activități de practică în cadrul acestor proiecte, în general, se derulează și activități de consiliere și orientare profesională a studenților în carieră. Sunt proiecte care vin să contribuie la dezvoltarea personală a studenților în primul rând, dar și la o dezvoltare personală a cadrelor didactice care activează în cadrul acestor proiecte, pentru că se dobândesc competențe noi, deprinderi noi, presupune altceva decât activitatea didactică și, prin urmare, fiecare dintre noi care participăm la astfel de proiecte nu putem decât să dobândim cunoștințe noi, ceea ce este un lucru benefic pentru noi toți. Tot până la sfârșitul anului universitar,
calendaristic. Facultatea va organiza în noiembrie conferința anuală a Facultății de Inginerie, unde sunt așteptați să participe cadre didactice din mediul universitar din toată țara, dar foarte important pentru noi, sunt așteptați, ca și în anii anteriori, să participe specialiști din mediul industrial. Întotdeauna ne-am bucurat de prezența unui număr foarte mare de specialiști de la cei mai importanți agenți economici din Gorj și pe noi nu poate decât să ne bucure, pentru că acest lucru arată faptul că și universitatea se bucură de încredere în rândul mediului industrial. Până la urmă, asta este una din țintele noastre, aceea de a avea credibilitate în fața partenerilor de dialog din societate. Ce acțiuni veți avea pentru prima zi, pentru începerea noului an universitar? Începând cu ora 10, este deschiderea festivă a anului universitar în anfiteatrul 016 de la Facultatea de Inginerie, iar începând cu ora 12 va fi un curs festiv organizat pentru studenții anului întâi, la care sigur pot să participe și studenții din anii mai mari, un curs festiv la care vor participa cadre didactice din facultate și studenții, în special bobocii. Am înțeles. Mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. O să venim în prima zi a începerii noului an universitar să vedem exact cum se vor desfășura toate lucrurile, toate acțiunile. Vreau să vă mai întreb, studenții se mai pot înscrie în această perioadă? Dacă mai sunt cumva doritori la locurile cu taxe, nu mai aveți. Înscrierea, concursul de admitere s-a încheiat. Deci nu se mai poate. Deja Senatul a aprobat în ședința de vineri înmatriculările pentru anul universitar 2014-2015. Am înțeles. Mulțumim mult încă o dată pentru toate aceste amănunte. O să mai realizăm și pe viitor emisiuni în cadrul Universității Constantin Brâncuș cu doamna decană Lumiița Popescu, viitorul rector al Universității Constantin Brâncuș, așa cum am început emisiunea, rector interimar, până când vor fi alegeri. Vedem exact ce se va întâmpla. Vom ține la curent cu toate detaliile legate de Universitatea Constantin Brâncuș. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, Agenda Locală. Eu sunt Daniela Gapșa. Vă mulțumesc pentru atenție.